Bine v-am regăsit, dragi cititori, din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul noii campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. O campanie, așa cum spuneam, desfășurată pe site-ul editurii Herald și pe pagina oficială de Facebook a editurii, pentru că este luna cadourilor, luna decembrie, pentru că se apropie sărbătorile de Crăciun, pentru că vom încheia un an, spun eu, destul de greuț sau destul de provocator pentru cei mai mulți dintre noi. Astăzi alături de noi este Daniela Dumitrescu, psiholog, clinician, psihoterapeut, o prietenă foarte dragă mie și editurii Herald. Chiar putem spune că deși a fost un an provocator, un an greu, noi am făcut lucruri frumoase în acest an și o voi ruga pe Daniela, înainte de a ne spune persoana care vrea să-i dăruiască o carte, pentru că ea a intrat în joculețul nostru, în această leapșa, să-i spunem, cum spuneam noi în copilărie. În acest joc, dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Înainte de a ne spune numele și cartea pe care dorește să o dăruiască unei persoane dragi, câteva, foarte pe scurt, câteva gânduri referitoare la anul care se încheie, la 2020. Cum privim un an, iată, care se deschide, 2021? Sunt convins, cu speranță, cu încredere, cu mult optimism. Dar și un mesaj pentru cititorii Herald, pentru că, iată, Daniela a fost alături de noi în multe materiale, multe interviuri pe parcursul acestui an, cel puțin din luna martie, luna aprilie încoace, și de asemenea multe emisiuni pe care le-am realizat împreună cu Daniela la Canal 33. Așadar, Daniela, ai cuvântul. Mulțumesc mult, sunt tare bucuroasă să fiu cu voi și în campania aceasta. Deja, după cum vezi, spiritul Crăciunului m-a cuprins, așa că sunt toată deja intrată în atmosferă și mărturisesc că mie îmi place Crăciunul, sau mie îmi plac sărbătorile în general și cred cui că... Cui nu-i place Crăciunul? Da, am întâlnit și niște grumpy, dar mă rog. Grinci, da? Ok, da. Dar dincolo de asta, cumva cred că fiecare dintre noi putem să facem din orice prilej o sărbătoare și Crăciunul pentru mine, cum place mie să spun, este momentul în care și un adult poate să trăiască într-o poveste, așa că ne amintim de copilărie, ne amintim de povești, ne amintim de strălucirea magiei și de faptul că, ok, putem să descoperim în noi resurse de reîmprospătare și de reînnoire. Așa cum spuneai și tu, a fost într-adevăr un an provocator, un an care ne-a pus față în față cu situații imprevizibile, dar în egală măsură care cred că ne-a și echilibrat la nivelul valorilor și la nivelul lucruri cu adevărat importante pentru fiecare dintre noi și ne-a pus într-o nouă matcă. Și da, deși a fost... multe lucruri pe care le-am pierdut și cred că le-am pierdut definitiv și poate chiar oameni pe care i-am pierdut și asta nu este deloc ușor, s-au întâmplat și lucruri frumoase și cum pomeneai și tu, cred că unul dintre lucrurile frumoase care mie mi s-a întâmplat anul ăsta a fost să vă descoper și să colaborăm cu tine și cu Herald. Prin urmare, în bilanțul de anul acesta o să am ce să trec și la partea de plus. Este un an care cred că ne-a maturizat pe noi toți și asta îmi dă încredere și curajul să sper că 2021 va fi un an pe care îl vom primi mult mai atent. Vom fi mult mai atenți la mișcările noastre, la comportamentele noastre, la gesturile noastre. Sunt curioasă în ce măsură vom putea să recuperăm ceea ce am pierdut la nivel de social, la nivel de relații, la nivel de întâlniri cu ceilalți. Totul este destul de imprevizibil, dar cumva faptul că, uite, a apărut un vaccin, s-au întâmplat niște lucruri, iarăși crește speranța și optimismul, așa că eu sunt o fire optimistă și am încredere că o să fie un an excelent.
Hai să vedem acum, continuând jocul nostru, după toate mesajele de încurajare pe care ni le-ai spus și pe care le-ai transmis și cititorilor Herald, pentru că, iată, cititorii Herald au beneficiat de interviurile, de informațiile unor oameni ca tine și mulți alți colaboratori, psihologi, psihoterapeuți, oameni specializați în diverse tradiții spirituale, da? Au beneficiat de informații prezentând, recomandând tot soiul de titluri, de cărți, noutăți, ceea ce consider că este un prilej de bucurie. Și aș vrea acum să ne spui, în cadrul acestei campanii Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, la cine te-ai gândit să dorești o carte și ce fel de carte și dacă se poate să ne spui două, trei vorbe despre această carte, de ce ai ales-o? A fost o provocare pentru mine, pentru că am avut așa multe persoane în minte, inclusiv colegi de breaslă, inclusiv prieteni. Să, până la urmă m-am oprit asupra unei persoane care știu că și-ar dori să citească, dar că poate nu are aceleași posibilități financiare. Prin urmare, am ales să ofer cadoul vostru unui beneficiar, unui vârstnic din căminul de bătrân unde eu am profesat ca și clinician. Și în egală măsură cred că această carte va rămâne în biblioteca noastră. Așa că, deși n-am să pot să-i dezvălui identitatea, ci doar inițiale, pentru că fiind o persoană asistată social de un sistem public, din păcate legea mă obligă să-i păstrez confidențialitatea datelor, deci am să ofer doar inițiale, MD, domnul care este de multă vreme la noi și care... care mi-a spus multe povești și cumva... îmi place să cred că avem o relație de prietenie deja, ne cunoaștem de aproape 11 ani. Deci cumva m-am maturizat ca și psiholog cu dumnealui, ca fiind unul dintre beneficiarii noștri. Așa că am să dăruiesc această carte acestui om care mi este drag și sper să se bucure și să fie cadoul nostru de Crăciun pentru ei. Ce carte îi dăruiești? Și asta a fost o provocare și m-am tot uitat pe site-ul vostru astăzi încercând să găsesc ceva ce cred eu că ar fi util pentru el. Până la urmă m-am oprit la cartea lui Daniel Siegel, la Conștient. Asta și pentru că, din păcate, beneficiarii noștri au trecut printr-un moment de carantină, printr-un moment de izolare. A fost un an tare dificil pentru ei. Noi, din dorința de a-i proteja, am redus foarte mult vizitele și s-a resimțit asta la nivel psihologic și atunci cumva am simțit nevoia să ofer o carte care să îi ajute să se întrețină la nivel mental. Iar cartea lui Siegel reușește să facă asta. Este o carte foarte bine documentată, cum știe el să facă, cu foarte multe informații, foarte noi, foarte recente, cu multe studii foarte interesante. Prin urmare... și cu multe recomandări. Prin urmare, cred că este cartea de care ei au nevoie la acest moment pentru a putea să depășească acest moment într-adevăr dificil. Conștient, știința și practica prezenței, practica transformatoare a meditației, Daniel Siegel, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Ce... foarte pe scurt, ce înseamnă atenția și prezența conștientă? Pentru că aici vorbim despre mindfulness, tu în calitate de psiholog și mai ales de psihoterapeut, știu că te raportezi la mindfulness ca la o tehnică care, chiar dacă și are rădăcinile în tradițiile budismului oriental, budismului zen, cu toate astea este o practică care a prins foarte mult în ultimele decenii, în ultimele două, trei decenii, poate chiar mai mult în Occident, în vest,
și care se aplică tot mai des. Da? Eu am un autor foarte drag mie, când vorbim de mindfulness, este vorba despre Alan Watts, cu cărțile lui, și vorbește despre conceptul de mindfulness și tot mai mulți psihologi, psihoterapeuți, coach, traineri, îl folosesc. Da? Exact cum spune și subtitlul acestei cărți, Conștienta lui Daniel Siegel, practica transformatoare a meditației. Faptul că în ultimele decenii Daniel Siegel și-a dedicat întreaga energie, timp, viață și așa mai departe pentru studierea minții, pentru studierea tuturor proceselor care au loc la nivelul creierului, a transformărilor. Mă duce cu gândul acum la o altă carte superbă în ceea ce privește adolescenții, Vâltoarea minții, tot al lui Daniel Siegel. Deci cât de important este mindfulness și cât de importantă este meditația, hai să spunem, în procesul terapeutic al unui client, al unui pacient. Da, deși cumva apare o tehnică nouă, aparent, cumva cred că noi foloseam tehnici asemănătoare sau tehnici din jurul meditației, pentru că atunci când lucrez cu creierul uman, când lucrez cu mintea, trebuie să ai niște tehnici specifice cumva lui. Iar meditația și-a dovedit deja și științific eficiența, prin urmare, cred că orice specialist care se respectă trebuie să aibă deschidere către tehnici care sunt deja validate științific. Nu cred că se mai pune problema să ne îndoim de eficiența și de efectele benefice pe care le are meditația. Atunci când un om vine la tine să-și ceară ajutorul, de obicei, deși vorbește despre felul în care se simte, vorbim totuși de o schimbare radicală și schimbarea, dacă e dispus să urmeze un proces terapeutic, schimbarea înseamnă inclusiv schimbarea la nivelul mentalității, la nivelul felului în care gândim, la nivelul felului în care ne raportăm la gânduri și, cum se spune, unde centrezi atenția, acolo îți pui energia, acolo îți pui destinul, acolo îți pui viața. Deci este foarte important să fim prezenți în gândurile noastre și nu doar să fim prezenți, ci să ne gândim propriile gânduri. Să reușim să devenim observatorii propriilor gânduri și atunci nu mai suntem noi la dispoziția gândurilor, nu mai suntem noi lăsați cumva, lăsând mintea liberă și noi urmându-ne mintea, ci în momentul când devenim conștienți de propriile gânduri și devenim observatorii gândurilor noastre, atunci ne luăm mintea în stăpânire. Atunci mintea devine un instrument, nu devine ceva care să ne încurce, ceva care să ne împiedice și ceva care să ne producă stări emoționale negative. Meditația este una dintre tehnicile pe care noi le folosim, așa cum spuneai și tu, în cabinet, dar ea începe să devină un stil de viață, nu doar o tehnică de lucru, ci deja din ce în ce mai mulți autori vorbesc la nivelul vindecării, de exemplu, la nivelul unor lucruri care pot să pară la prima vedere destul de incredibile, vorbesc despre felul în care meditația a devenit un stil de viață, un fel de igienă a noastră interioară, așa cum avem o igienă emoțională, nu mai nou, avem o igienă corporală, avem și această igienă mentală. Prin urmare, meditația poate deveni pentru fiecare dintre noi o tehnică de igienă mentală, care, iată, se practică de milioane de oameni zilnic și a devenit un stil de viață. Și atunci, cumva, încerc să povestesc și eu despre beneficiile meditației și m-aș bucura ca din ce în ce mai mulți oameni să aibă deschiderea către această tehnică și să înțeleagă beneficiile pe care ea ni le aduce. Conștient, practica transformatoare a meditației, cartea pe care Daniela Dumitrescu, carte scrisă de Daniel Siegel, carte pe care Daniela Dumitrescu o dăruiește mai departe în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Daniela Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut.
Îi mulțumim foarte mult, așa cum am spus și la începutul intervenției noastre, faptul că a acceptat, ca de fiecare dată de altfel, să intre în jocul campaniei noastre, campanie inițiată de editura Herald, așadar conștient de Daniel Siegel despre mindfulness. Dragii noștri, noi continuăm joaca, continuăm jocul nostru. Bineînțeles, în alt episod, altă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, cu un alt invitat care de asemenea va dărui o carte unei persoane dragi. Deci ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Și nu uitați, pentru că tot vorbeam despre luna decembrie, luna cadourilor, pe lângă informațiile din aceste materiale cu invitații noștri special pe diverse subiecte, noi firește ne-am gândit, pentru că suntem o comunitate de prieteni, noi ne-am gândit și la dumneavoastră, dragi cititori Herald, și în cadrul acestei campanii toate titlurile din portofoliul editurii Herald au o reducere de 30%, bineînțeles, în limita stocului disponibil, deci să fie disponibile pe stoc. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, mulțumim foarte mult, Daniela. Cum spuneam, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută, sărbători fericite, la revedere!